La noi mai multe lucruri ciudate s-au întâmplat în ultimii 3 ani de guvernare PAS. Când eu văd că ei dau cu piciorul în cei care stăteau kilometri de cod și i-au votat ca ei să aibă anume astăzi această majoritate parlamentară, că majoritatea parlamentară absolută cu 63 de mandate este datorită diasporei. Și când astăzi eu văd cum ei dau cu piciorul în trânșă, cum eu văd că pe dânșă cumva se creează toate condițiile, cât mai mulți oameni se pleci peste hotare la muncă, că mai puține probleme sunt în țară și cel mai important, ca mai mulți bani să se trimit acasă. Asta a fost obiectivul și pe timpul Plahă și pe timpul Așa. Dar și ține cu prima clasă plus, pe mine că m-a întristat, da, dar ca fapt nu m-a mirat, că ei, eu ți-o spune că la următoare ședință, dacă mă ales am o să încălzesc bine la soare, știi, și să întorc la toamnă în forță, eu cred că în prima clasă, CAS plus, idem și le-o mai rămas să facă. Să-l mai includă pe drugul meu, von Hebel, dar știi pentru ce să-l includă? Doamne Gonță, chiar îmi pare rău. El a arătat că tot foarte bine luptă cu diaspora. Atunci când a discutat cu părinții judecătorului Chertoac. Stau caravanii care pleacă. Gheorghe Slămuresc, erau cozi de oameni care vroteau să voteze, dar mă, caravanii care pleacă din țară, din și caravană. Deoarece oamenii merg cu bagaj deasupra mașinii, cu remorci plini de lucruri personale. Adică eu, om care circulă foarte mult, eu îmi dau seama când văd o mașină în vamă, asta e o mașină când oamenii se duc în vacanță, oare sunt mașinile cu oameni care pleacă cu gândul că, sau cu speranța că nu se vor mai întoarce niciodată sau câteodată de sărbători. Și vorbim noi de prima casă plus pentru diaspora, când azi îți spun, avem mii de deportați deja din UE, mii de deportați avem, corect? Zeci de mii să avem până la alegerile astea din 20 octombrie. Maia Sandu, când astăzi nu putem noi să avem dubii, că ea are astăzi posibilitatea de a discuta cu majoritatea liderilor mondiali. Să dai câteva scrisori oficiale. Băi, vă rog frumos. Da, noi suntem azi o țară care avem peste 1 milion de gastarbeiteri care muncesc peste hotare. Vă rog frumos, cerem sprijinul dumneavoastră ca să ne susțineți în discuțiile cu cei din UE, adică să elaborăm un mecanism sănătos. Astăzi să fac o masă rotundă, că masă rotundă la fotosesie, da, de bătut în palme la Galubiatni, da, de a tăcea și de a nu comenta când se revoltă tot globul pământesc cu propaganda asta de casă de nebuni și de sataniști, de ce mai sunt ei, Doamne iartă-mă. De la Jocurile Olimpice. De la Jocurile Olimpice, da. Dar ia ca să-i aduni. Îți dai seama astăzi când vedeau moldovenii, că Maia Sandu a cerut câte un reprezentant din fiecare țară din UE să vii la discuție la Chișinău. Clar lucru că nu poți să-i chemi pentru migranți stăți președinte, dar discuții cu președinți, prim-ministri și de a organiza această discuție și această platformă ar trebui să o organizăm la București, deoarece este prima frontieră. Vorbesc când plecăm cu mașinii, doar problemele încep de la intrare în România, știi, la moment. Și de invitat puteți la București, încă o dată, dar pentru asta trebuie să gândești. N-ați va hotărați că e vouă nimic.